cuvânt care trebuie să te trezească, frate și soră, în seara aceasta, este cuvântul la alegerea ta și chemarea ta. Dumnezeu te-a ales și pentru că te-a ales te-a chemat. Lucrul acesta ar trebui să te trezească. Lucrul acesta te face să-ți fie frică în același timp, o frică sănătoasă de Dumnezeu. De ce m-a ales Dumnezeu pe mine? Ăsta este un gând înfricoșător. Vă spun, pe mine mă înfricoșează. De ce m-a ales Dumnezeu pe mine? Pentru că îmi dau seama că n-am găsit nimic în mine, îmi dau seama că nu-s criterii omenești acolo, de asta mă înfricoșează. Pentru că nouă ne place sistemul de dreptate. Dom'le, a făcut asta, s-a întâmplat asta. A făcut asta, altă, s-a întâmplat asta, altă. O matematică, vrem să vedem matematica divină. Dar pe ce criteriu? Vedeți, frustrarea oamenilor în fața Dumnezeului Scripturii este asta. Pe ce criteriu a ales Dumnezeu pe ăla și nu pe ăla? Nu știu, dom'le, nu veni cu matematica ta omenească în misterul tainelor lui Dumnezeu, în tainele lui Dumnezeu, în misterul alegerii lui Dumnezeu, în tainele decretelor lui Dumnezeu, că n-ai să găsești matematică omenească acolo. Ăla a făcut așa, egal, el mântuit. Ăla nu a făcut așa, egal, iad. Nu este așa. El zice, gândește-te, gândul care te va trezi este gândul la alegerea ta, la chemarea ta. Cu cât stai și meditezi mai mult la lucrul acesta, nu te va duce în păcat. Te va înfricoșa. Vezi un Dumnezeu măreț care se uite și spune, nu te-am ales datorită faptelor tale, nici ale bune, nici ale rele. Și mintea îți îngheață. Dar de ce m-a ales pe mine? Și gândul acesta te va măcina până vei intra în veșnicie. Te va măcina și te va face să te proștevi înaintea lui Dumnezeu. Și să privești cu seriozitate lucrarea pe care Dumnezeu a făcut-o în viața ta. Amin.